Așadar, mergem, continuăm cu clasa 8-a. Tema pentru acasă. Facem una din lecțiile frumoase împreună. Tema pentru acasă. Clasa 8-a. De acasă. 27 de la pagina 60. 27 la 60, care se zice? Aflați numerele reale M, N și P. Aflați M, N și P. Reale. Da, e mai mare ca 0. E mai mare ca 0, da. Astfel încât. Așa încât. E de X egal cu MX plus N totul la a doua. MX plus N. Totul la a doua. Nu se aude. Da? Nu se aude? Da. Da, așa este. Chiar nu am ce să rămâne. Acum se aude cum ați sigur. Deci MX plus N totul la a doua. Totul la a doua. Plus P. Așa. Deci, astfel încât E de X să fie egal cu MX plus N totul la a doua plus P. Pentru oricare X aparține lui el. Oricare X. Bun. Și scriem E de X egal cu X pătrat minus 5X plus 1. X pătrat minus 5X plus 1. Plus 1. Să le calculăm eu cu N și P. Da, așa. Începem să facem un pătrat pe P. Exact. Deci trebuie să ne ducem cu un pătrat pe P și zicem E de X egal cu X la a doua. Minus 2 ori 5 pe 2x, nu? 2 ori 5 pe 2x, corect. Plus 25 pe 4. Plus 25 pe 4, bine. Minus 25 pe 4. Minus 25 pe 4 plus 1. Plus 1. Egal mai departe cu? X minus 5 pe 2 totul la 2. X minus 5 pe 2 totul la 2. Păi amplificăm 1 la cu 4. Da. Minus 25 plus 4 vine minus... Minus 21 pe 4. 21 pe 4 și egal mai departe. Acum rezultă că M egal cu 1, nu? Așa, dar M e și piese reale, da? Da. Excelent. Deci de aici, făcând de paralela între asta și asta, constatăm că M egal cu 1. M egal cu minus 5 pe 2 și P egal cu minus 4. Și P egal cu minus 21 pe 4. Pe cum ar trebui să știți. Da, deci eu dacă nu dă așa la sfârșit. Păi, eu vreau greșeală lor, dar nu hai să mai uităm o dată. Deci din ceea ce am gândit, E de X arată, deci forma X pătrat minus 5 X plus 1, am prelucrat pur și simplu. E de X, ai, ca să faci pătratul perfect, ai zis, de două ori până mai mult se poate o A. Minus 5 pe 4 dau ei. Minus? 5 pe 4. Cine... zice că la E de X egal cu X minus 5 la a doua, totul la a doua, minus 5 pe 4. Minus 5 pe 4. Deci, uite, hai să mai vedem o dată. Deci, 5 pe 2 îmi trebuie 9, de 2 la parte X ori a doua, plus partea a doua la pătrat. 25 pe 4, minus 25 pe 4, acum aceeași viitor, 25 minus 21 pe 4. Și pe ridicla pătrat aici... Acum e bine, nu, nu trebuie ridicat la pătrat, așa trebuie lăsat. Nu. Zice că x minus 5 pe 2 pe la pătrat minus, a, minus 21 pe 4 la noi. Minus 21 pe 4 la noi este... Și la ei minus 5 pe 4, poate e o greșeală. Sigur că da, nu cap. Nu cap, e discuție. Da. Exercițiu 29 de la pagina 60. 29 de la 60. Știind că X este număr real. Știind că X e număr real. Determinați valoarea maximă a expresiei. Determinați. Valoarea maximă a expresiei. Din. Din. Amin. Din. Expresia este. Da, sunt mai multe, domnul profesor. Prima expresie. Prima expresie. Minus X la a doua, minus 4, X minus 4. Minus 4, așa, da? Da. Minus 4, minus
4x minus 4. Așa este aici. Așa. Dăm un minus 4 roman. Exact. Deci o să organizăm așa. Minus pe lângă x pătrat plus 4x plus 4. Și la mai departe cu... Și cu minus pe lângă x plus 2 pătrat plus 0. Hai să zic, plus 0. Da, și... Și de valoarea maximă e 0. Că din 0 scădem ceva. Nu? Deci max, max din expresia asta, max așa egal cu 0 pentru x egal cu minus 2. Adică când x-ul e minus 2, valoarea expresiei rămâne 0. Dar nu e valoarea minimă asta? Nu e max. Că e din 0 scădem. Păi da. Păi dacă scădem din 0 ceva, iar rămâne 0, când x e diferit de minus 2, și pe urmă e mai mică decât 0. Eu pot să fiu și așa, pentru că cu 0 minus x plus 2 la pătrat. Înainte ce știe, tu era cu plus. Și era valoarea minimă. Dar acum, din numărul ăsta, scădem ceva. Și dacă scădem, iar rămâne cea mai mare valoare. Uite, hai să înțelegi așa. Uite, pentru x egal cu 1, ce rămâne? Ce de fie de 1? 0 minus 9. Egal cu minus 9. Da. Pentru x egal cu minus 2, e de 2, devine, e de minus 2, devine 0 minus minus 2 plus 2 la pătrat, care face 0. Păi da. Și asta e cea mai mare valoare. Gândesc că voi avea numai valori negative. Că din 0... Că scădem ceva, așa, că 0 e maxim. De, aceea de un cel mai mare. La orice alt x înlocuiești, aici se întâmplă în acasă. Când era minim, acolo era plus. Era cu plus. Ai înțeles, nu? P. Minus x la a doua. Deci max de... Max, prim, max de... Minus x la a doua. Când veți vedea cu minus x la a doua, îți face pătratul perfect și aici scoți un minus în factor. De ce? Vorbim de max. Am înțeles. Când deci, va fi cu plus x pătrat, va fi vorba de min. Min. Aici minus e max. X pătrat. Deci minus x pătrat plus 2x minus 3. Plus 2x minus 3. Iar cu minus pe lângă x pătrat minus 2x plus 3. Egal. Ne ocupăm de expresia asta. Da. Deci minus x pătrat plus 2x minus, minus 3. Egal cu minus, cum ai spus, sus, poate în valoare, x pătrat plus 2x plus 3. Și dacă minus pe lângă x minus 1 totul la a doua plus 2. X minus 1 totul la a doua. Plus 2 spre. Și minus 2. Că tu ți-ai luat un plus 1 aici. Nu, un pătrat. Da? Minus 2. Și minus 2. Acum e bine, da? Da. Și în condițiile astea, care e valoarea maximă? E... Minus 2. Minus 2. Da. Minus 2. Și se atinge pentru x egal cu? Minus 1. 1. 1 minus 1 facă 0 aici. Deci am urmă pas spus. Păi da. Și x minus 1 egal 0, x egal cu 1. Deci eu pot să scriu egal mai departe. Minus 2 minus pe lângă x minus 1 la pătrat. Am scris-o în partea asta. Și acum. De data ce din minus 2 scazi ceva, tot timpul scazi de aici din el. Tot e negativ. Deci, sigur negativ va fi, dar va fi chiar mai mic decât minus 2. Cea mai mare valoare pe care o are expresia asta este minus 2. Este minus 2 și x egal cu 1. X egal cu 1. Deci o scrie altfel ca să te ajute să gândești. Da, deci pun așa minusul ca să vedeți că scad din... Așa, da, maximul de expresie acestea minus x pătrat plus 2x minus 3 este egal cu minus 2 pentru x egal cu 1. Așa, altă maxim. Maxim de minus x pătrat minus 2x plus 5. Maxim de minus x pătrat. Vezi? Vorbim totdeauna de maxim când e coeficientul x pătrat negativ.
Minus x pătrat plus 2x, ai zis? Nu, minus x pătrat minus 2x plus 5. Minus 2x plus 5. Este egal cu minus x la doua. Deci ne-o condis deoparte de expresia minus x pătrat minus 2x plus 5, care înseamnă, scoate un minus în factor, pe lângă x pătrat plus 2x plus minus 5, nu? Da. Care înseamnă egal mai departe. Minus parteză rând x plus 1 la 2. X plus 1 totul la 2. Plus 6. Da, plus 6. Pentru că se înțeleagă cu toți prietenii noștri. Aici ai adunat și ai scăzut un 1, ai făcut plus 1 pătrat perfect și face minus 6, dar minusul din față face plus 6. Și atunci să scrie egal mai departe cu 6, pentru a fi și mai ușor de înțeles, minus perfect, x plus 1 la pătrat. Mm-hmm. Și atunci vorbim de maximă expresie. Care este? 6. 6. Și pentru x egal cu? Pentru x egal cu minus 1. Deci valoarea maximă și este expresie egal cu 6, virgulă, pentru x egal cu minus 1. Asta e cea mai mare valoare. Valoarea care s-o obține sunt mai mici decât 6. Te poți convinge. Da. Doar din 6 scădem într-o. Maxim de minus x pătrat plus 8x. Maxim de minus x pătrat plus 8x. Maxim de minus x pătrat plus 8x. Așa. Ne ocupăm de parte minus x pătrat plus 8x. Da. Păi minus pe lângă x la 2. Să știi că se poate lucra și aici pe loc. Hai să facem și așa. Da. Egal cu max din... Max din... Minus pe lângă x pătrat plus 8x. Dreaptă. Minus pe lângă x pătrat. Minus 8x. Minus 8x. Plus cât îți trebuie aici ca să faci pătrat perfect? 16. Plus 4. Plus 16. 16 minus 16, din urmă, nu? Paranteza, adunește, scădem 16. Și o să fie egal... Egal cu max din... Minus x... Minus, în paranteză... X minus 4 la 2. Așa. Plus 16. Plus 16. Și ca să fie, pe înțeles, plus 16? Da. Că minusul de aici cu minusul de aici face plus 16. Și egal cu max din, max din 16 minus, da? 16 minus, pe lângă x plus minus 4, totul la pătrat. Maximul e 16 pentru x egal cu 4. Să vedem, maximul este 16 pentru x egal cu 4. Deci egal cu 16. Pentru x egal cu 4. Deci așa merge redactarea foarte corectă, da? Da. O dată. Știu că eu, profesor, dar scrieți eu că vă mai șape. Minus 9x la a doua plus 1. Max. Max de minus 9x la a doua plus 1. Minus 9x la a doua plus 1. Plus 1. Da. X-ul ăla. Când X-ul simplu l-a întâiat, unde după pătrat perfect. Dar ești deodată gândit. Cât să fie X-ul care să atingă cea mai mare valoare? Păi minus 9 ori, acolo este atât un ori negativ. Așa, da. Plus 1, nu tot un număr negativ. Depinde cum ați X. Dacă e suplimentar, nu e de blanca. Important este că asta, expresie, este cea mai mare cu putință și cea valoarea maximă este 1, pentru X egal cu 0. Ai auzit? Deci valoarea maximă este 1, că din 1 se scade de 1. Orice x am înlocuit în noi, deci orice x am înlocuit în noi, hai să zicem mai departe.
să iau un exemplu. Da. Uite, pentru x egal cu 1 max, adică în condițiile astea, vreți să notăm cu f de x, cum am obișnuit, da, da, da. La funcție de x, f de x expresia, minus 9x pătrat plus 1. Deci expresia este minus 9x pătrat plus 1. La divers x găsim imagine, y. Iată, pentru x egal cu 1, rezultă f de 1 face minus 9 ori 1, minus 9 plus 1. Minus 8. Când x-ul este minus 1, f de 1 tot atât face, că minus 1 la pătrat face plus. E de minus 1. E de minus 1, da. Minus 1 la pătrat face 1. Minus 9 ori 1 minus 9 plus 8. Tot minus 8. Dar când x-ul este 0, se obține f de 0 egal cu minus 9 ori 0 plus 1. Și vedem 1 cea mai mare valoare putință. Că nu mai scădem din 1 mic, din 9 ori 0. În rest, din 1, scădem totdeauna ceva. Cu excepția când x-ul e 0. Nu mai e. Nu mai am nicio diferență acolo. Deci maximul acesteia este egal cu 1 pentru x egal cu 0. Că dacă x e diferit un pic de 0, poate să fie 0, 0, 0, 0. Tot se scade din 1. Minus 9 ori ce va rezulta în conlocuire, din 1 scădem numărul acela, da? Yes. Bun. Max de... Max. De... Max de... De minus x pătrat. Minus x pătrat. Minus x plus 1. Minus x plus 1. Maria, deci, noi ne propunem aici, în exercițiile acestea, să găsim cea mai mare valoare a acestei expresii. Că după înlocuirea lui x, ne dă ceva. Hai să notăm cu f de x. Sau f de x sau e de x, noi notăm cu f de x de la ideea de funcție. Deci f de x egal cu minus x pătrat, minus x plus 1. Și după înlocuirea lui x cu toate numerele reale, diverse numere reale, obțin. Iată, dacă aș face tabel de corespondențe, x și la minus infinit, la plus infinit. Pentru x egal cu 0. Cât este f de 0? F de 0 este 1. Deci când x-ul este egal cu 0, f de 0, adică ce urmează după înlocuirea lui x cu 0, este 0 la pătrat, 0, 0, 0, 1. Când x-ul este 1, dau numere întregi, mi-e mai ușor de calculat. Când x-ul e 1, ce obțin după înlocuirea lui x este 1 la pătrat, e 1, minus 1. Minus 1, minus 2. Minus 2 plus 1, minus 1. Obțin pe minus 1. Când x-ul e egal cu 2, obțin 4, minus 4 de fapt. 4 minus 2. Minus 2, minus 6. Plus 1, minus 5. Minus 5. Asta când x-ul minus 2. Minus 5. Când x-ul e 3, se vede că din ce în ce mai negativ e obțin. Când x-ul este minus 1, ia să vedeți ce număr obțin după înlocuire. Bine, minus 1 la a doua, 1. Că minus 1 ori minus 1. Deci 1. Și minusul din față rămâne minus 1. Minus 1. Minus minus 1. Adică minus 1 face plus 1. Minus 1 plus 1 face 0. Face încă o dată 1. Interesant. Aici au tendința să scadă continuu. Cum se urce? Aici se vede dacă urcă. Minus 2. Când x-ul este minus 2. 4. Minus 2 din minus, minus la a doua face 2. Plus 2 minus 4. Tot minus 1. Deci, minus 4 plus 2. Plus 2 face minus 4 plus 2 face minus 2. 2 și plus 1 face minus 1, nu? Uh-huh. Deci la minus 2 este minus 1. E clar. Aici e o chestie. Se întâmplă ceva cu x din la între minus 1 și 0.
Probabil pentru un anumit x între minus 1 și 0 se obține o valoare chiar mai mare decât 1 din stânga și din dreapta. Adică va fi, uitați, merg la minus 3 acum. Să vedeți ce obțin la minus 3. Minus 9. Minus 9. Plus 3. Minus 6. Minus 6 și cu 1? Minus 5. Minus 5. Observați că tot mai mici sunt. Numai acolo. Da. Numai aici este, dar problema este cum îl ghicesc pe acele x pentru care expresia asta atinge valoare maximă. Păi lucrăm, facem binomă. Asta e. Deci de ce facem binomă? Că am vrut să insistăm un pic mai atent pentru a înțelege că de fapt asta urmărim noi. Care este x-ul pentru care dintre toate valorile pe care le poate obține s-o găsim pe cea mai mare. Maximă expresie acestea. Credem că ar fi acolo. Aici este un x pentru care s-a sigur. 0 minus 1, nu? Da, între 0 și minus 1 și 0. Între minus 1 și 0. Între minus 1 și 0. Bunul simț, matematic, îmi spune mie că acolo este acel x pentru care s-a atinge o valoare mai mare decât 1. Ia să vedem. De aceea lucrăm, egal aici cu. Minus pe lângă x la 2 plus x minus 1. Minus pe lângă x la 2 plus x, minus 1. Am spus o minus în factor comun. În toată așa. Și o să avem așa minus pe x la 2. Minus pe lângă x la 2. Plus 2x ori 1 pe 2. Plus 2 ori x pe 2. Da? Zici ea 2 de 2 ori. Care era ideea de binom. De 2 ori prima parte, ori a doua. N-avea pe 2 l-o pus, că îmi pune și jos. Ca 2 se plice cu 2, îți fac x ca mâine. Plus 1 pe 4. Că aici, Miruna, eu insist un pic și mai mult. Deci, ori 1 pe 2, așa există tu, da? Și în felul ăsta, tu mi-ai atenționat de două ori prima parte, ori a doua. Asta e partea a doua. Și trebuie aici, ca să formezi pătratul perfect, partea a doua la pătrat, 1 pe 2 la pătrat, minus 1 pe 2. Asta e cu sotul, recunoști, o să scădem. Așa și paranteza este minus 1 pe 2, da? Hai să punem și o parantă de dreapta, așa ca să... Da. Și vă rog cu minus pe lângă x plus 1 pe 2 totul la 2. X plus 1 pe 2 totul la 2. Minus 4 minus 1 minus 5 plus 5, plus 5 pe 4. Ia să vedem. Deci ăștia până aici s-au strâns și au făcut din nou mod. Așa este, da? Da. X plus 1 pe 2 la 2. Minus 1 pe 4 și minus 1. Minus 5 pe 4. Da. Da? Uh-huh. Adică deci, plus 5 pe 4 acolo, că e minus 5. Și tu ai grijă că minusul ăsta va lovi și face plus 5 pe 4. Uh-huh. Deci egal, hai să scriu invers în urmă. 5 pe 4, min. Din care se scade, min. X plus 1 pe 2 la pătrat. Da, și valoarea maximă min. Este 5 pe 4. Pentru? Pentru deci maximum, maxim. Maxim din f de x, din f de x, egal cu 5 pe 4, pentru x egal cu minus 1 pe 2. Super! Ce am bănuit noi? Am bănuit că x-ul ăsta se va afla între minus 1 și 0 și este minus 1 pe 2. Și el furnizează ca imagine pe 5 pe 4. 5 pe 4 înseamnă 1 și ceva. Deci din șirul ăsta, din numerii care le obțin la minus infinit până la plus infinit, indiferent ce x îl oprim, vom avea cea mai mare valoare, 5 pe 4, și se realizează pentru x egal cu minus 1 pe 2. Numai așa am putut să deduim. Că ne-am văzut că este între minus 1 și 0, dar nu știam exact. Că la minus 1 până la 0 sunt o infinitate din numere acolo. Nu puteam eu să în modul direct. Și atunci, ideea formării pătratului perfect și aranjarea asta de 5 pe 4 scăzut ceva la a doua, apoi ar vrea să scad pe 0 ca să vină rezultatul cel mai mare, cu putință. 5 pe 4. Și ca să scad pe 0, s-ar fi x egal cu minus 1 pe 2. De aceea, eu știu un caz frumos. Maxim de minus x la a doua, minus x minus 1. Minus 3x minus 1. Deci maxim de minus x pătrat minus 3x minus 1. Care cu minus pe lângă x pe
Ați înțeles, dacă am vrut așa, face tabelul, știu ce s-ar obține? Și acum noi lucrăm cu gândul de a face pătratul perfect. Deci egal cu max. Bine. Minus pe lângă x la... Pun o parte la dreaptă. Minus pe lângă... x pe 2. X, la x pătrat plus 3x x pătrat plus 3x plus 1 plus 1. Am scos minusul din pentru astea. Da, și egal așa. Și egal mai departe cu max din... Hai să vedem și pe tine, Maria, te rog. Deci minus pe lângă prima parte la pătrat toată x pătrat. N-am de două ori prima ori al doua, din nou este așa. A plus B, totul la a doua, este egal cu A pătrat, plus 2AB, plus B pătrat. Și eu cum nu am de două ori prima mulțit cu a doua, trebuie să pun eu plus 2 ori X, 2 ori X, dar aici este și un 3, uite-l 3-ul, și-l pun 3 pe 2, ca 2 cu 2 să simplifice, și am văzut acum de două ori A, B, A, B, plus B pătrat, adică plus 3 pe 2, totul la pătrat. Dar 3 pe 2 la pătrat l-am pus eu, îl și scap. Minus 3 pe 2 la pătrat și plus 1. Și iată că, în paranteza rotundă, mi-am construit până aici din nou la pătrat, care face egal mai departe cu max din max din minus pe lângă x plus 3 pe 2 la pătrat x plus 3 pe 2 la pătrat minus dar minusul ăsta vine aici 9 pe 4 plus 1 adică aceeași unii tot 4 plus 4 face minus 5 pe 4 și cu minus din față face plus 5 pe 4. Deci plus 5 pe 4. Și atunci apare maxim din 5 pe 4 egal cu max din 5 pe 4 minus x plus 3 pe 2 la pătrat. Și iată, cum din 5 pe 4 scad ceva. Totdeauna pozitiv voi scade. Și ca să fie maxim cu putință, asta e valoarea 5 pe 4. Pentru? Pentru x egal cu minus 3 pe 2. Deci valoarea maximă egal cu 5 pe 4 pentru x egal cu minus 3 pe 2. X egal, da? X egal pentru x egal cu minus, am zis, minus 3 pe 2. Mai bun. Te rog. Maxim de 5x minus 3x la a doua. Maxim din? 5x. 5x. Minus 3x la a doua. 3x pătrat. Miruna? Egal cu max, așa merge. Da, merge egal cu max din... Deja minus 3x pătrat plus 5x, nu? Păi schimbăm ordinea asta. Minus 3x pătrat, deci maxim minus 3x pătrat. Plus 5x. Da. Și egal cu minus pe lângă 3x la doua minus 5x. Deci egal cu max, foarte bine am zis max, din paranteză dreaptă, minus pe lângă 3x la doua minus 5x. 3x la doua minus 5x, ai explicat, ai scos un minus în factor. Da. Și egal cu. Așa, închid. Și egal cu max. Egal cu minus, paranteză, minus pe lângă, paranteză. Da? Radical din 3 tot la 2. Așa. 3-ul ăsta nu-i pătrat perfect, dar îi bagi sub radical și ridicăm totul. Deci radicalul din 3x totul la pătrat. Minus 2 radical. Miruna, am să fac aici o acolo, și aici scrie pătrat. Da. Minus 2 radical din 3x ori 5 sub radical. Minus de 2 ori. 2 radical din 3. Adică de 2 gramate. Da. 2 radical din 2x, 2x radical din 3, să înțelegem mai bine. 2x radical din 3. Că doar prima parte, 2x radical din 3. 5 supra 2 radical din 3. Ori 5, care era aici, Miruna.
supra 2 radical din 3 ca să rămână exact 5x. Plus 25 supra 12. Și cu asta tu ți-ai construit partea a doua, plus asta la pătrat, plus 5 pe 2 radical din 3 la pătrat, minus 25 pe 12. Adică minus 25 pe 12. Minus 25 pe 12. Și închid paranteza. Da. Și da. Minus pe lângă vechea. Egal cu max. Da. E minus pe lângă radical din 3x. Minus pe lângă radical din 3x. Radical din 3 ori x. Minus 5 radical din 3 pe 6. 5 radical din 3 pe 6, bine? Da. 5 radical din 3 pe 6. Deci e pe 6, să văd și eu. Că e 2 ori 3. 2 ori 3. Raționalitate. Da, prima parte, e și mulțit, da? 2, da, 5 da, da, radical din 3 pe 6, e foarte bine. Plus 25 pe 2. Plus pentru că e minusul din față de aici cu minusul de aici, face plus 25 pe 12. Deci valoarea maximă egală cu 25 pe 12 pentru x. Deci valoarea maximă se face 25 pe 12 pentru x egal cu minus 5 pe 6. X egal cu minus 5 pe 6. Da? Deci pentru x egal, tu spui Miruna, cu minus 5 pe 6. Ia să vedem. Ar trebui să fie radical din 3x minus ăsta, egal cu 0 asta, da? Da, da. Ia să vedem. Minus 5 radical din 3 pe 6. Cât trebuie, dar ca să vedem pe toată lumea. Radical din 3 ori x minus 5 radical din 3 pe 6. Egal cu 0. Plus 5 pe 6. Deci plus. Pentru că... Când e da, așa, am înțeles. Și acum, e echivalent. Printr-un radical din 3 putem împărți, ca și cum am spart radical din 3 pe factorul, și ne rezultă că x egal cu... 5 pe 6. 5 pe 6. Deci, plus. Pentru x egal cu plus 5 pe 6, da? Uh-huh. Deci, maximul acestei expresii este 25 pe 12, când x-ul e egal cu 5 pe 6. Da. Așa. Vom ștergem tabla. Da. Așa, și acum să vedem. E 17. Nu vă înseamnă că fi stelii, măi, în urmă, când v-au încălzit. Stelile astea. Cum adică pătrate perfect minore? Cum? Ce vrea să zic? Pătrate perfecte nenule. Pătrate perfecte nenule. Deci cu 0 la pătrat poți să zici că este un pătrat perfect. Nu? Pătrat perfect. Adică și 0. Da? Fără 0. A. Dacă spui pătrate perfecte nenule. Mm-hmm. Ținu Z, nu? Da. Z. Două numere întregi. Nenule. A. A și B aparțin Z steluță. Când am zis Z steluță, înseamnă că A și B sunt numere întregi nenule. Prin Z steluță, înțeleg, fără 0. Deci nenule. Da. Diferite. A diferite preșe. Și numerele X egal cu A pătrat minus B pătrat. X egal cu A pătrat minus B pătrat. Și Y egal cu A pătrat minus 2AB. Arătați că numărul Y egal cu... Arătați. Că... Numărul Y egal cu A pătrat minus 2AB. Y egal cu A pătrat minus 2AB. Este diferența de pătrate perfecte nenule. Egal cu ceva la a doua, minus la ceva la a doua.
diferență de pătrate. Perfectele nu. Perfectele nu. Asta la mic. La B mic. Vă zic tot sau lucrăm? Vă lăsăm pe asta. Deci, hai să vedem o dată. Știu că X este un A pătrat minus B pătrat. Că Y este un A pătrat minus 2AB. Și... Eu vreau să arătăm că Y egal cu... Știind că Y egal cu A doua minus 2AB egal cu... A... Deci știind că Y are valoarea asta, da. Să reușim să arătăm că Y-ul ăsta să scrie ca diferență de două pătrate perfecte. A la a doua minus egal din 2AB. Nu? Tu zici A la a doua minus? 2 radical din 2AB. Radical din 2AB. Eu m-aș gândi la următorul lucru. Aș aduna și să dea un B pătrat. De ce aduni să aduni? Facem un mutur. Nu, să facem un pătrat. Să da. Și ar fi doar un pătrat perfect. Și minus B pătrat acela este minus al doilea pătrat perfect. Și cum ai zis eu nu merge? Hai să vedem. De ce... De ce n-ar merge cum ai spus tu? Deci, practic, dacă A și B sunt din Z, ce, cum zici tu, totul la pătrat, nu este un număr din Z. Bagi pe radical din 2 acolo, intră povestea asta. Deci, ăsta e motivul pentru care trebuie să gândim așa. Deci, egal mai departe aici, aș spune egal așa. Cu A la 2, A la 2, minus 2AB, plus B la 2, minus B la 2. A minus B totul la a doua, minus B la a doua, minus B la a doua. Da? Este scris o diferență de două pătrate perfecte. Bine, nu? Bun. B. Punctul? Da? Că A mic a făcut B mic. Punctul B. Arătați că numărul X minus Y... Că numărul X minus Y... Că X minus Y... Este diferență de pătrate perfecte nenulă. Este o diferență de pătrate perfecte... Nenulă. Nenulă. Adică, la, adică e, vor fi n la 2 minus n la 2, nu? Cu n și n diferit 0. Deci egal ceva la pătrat, minus altceva la pătrat, dar... fără să fie 0, da? Păi, așa o să plecăm. Pe X, îl știm că este A pătrat minus B pătrat. Deci egal cu A pătrat minus B pătrat. Minus Y. B pătrat. B pătrat. Și minus Y pe care l-am muncit. Da. Pe care l-am așezat de așa. Să fac asta. Bine. Deci pe Y l-am aranjat. De ce să nu-l folosesc așa? Minus, paranteză de A. Un A minus B la pătrat, minus B pătrat. Nu-i corect așa să fac? Da. Și egal acum acum. A la 2 minus B la 2 minus A minus B. A la 2 minus B la 2 până aici. Minusul ăsta se scrie în zero. Da, minus A minus B la 2. A minus B la 2 la 2 plus B la 2. Și plus cu A la 2. B la 2 plus B la 2. A minus B la 2 și m-am putut. Faci... A la a doua minus A minus B la a doua. Totul la a doua. Am arătat că se scrie o diferență de două strate perfecte, nenule. Fiindcă ai diferite B, ne-a spus autorul. Da. Și deci dacă ai diferite B, aici nu poate fi zero. Corect. Iar și, da. Și au e diferit și el de zero. Că sunt eu din zi steluță. Da. Și la ce? Arătați că numărul x pătrat minus xy plus y pătrat. Arătați. Numărul x pătrat minus xy
plus y pătrat este pătratul unui număr real. Egal. Pătratul unui număr real. M la 2. Egal cu... M la 2. Ceva la 2, nu? E număr real. Nu știu ce. Ceva poate să fie o diferență, o combinație, nu știu, ceva la a doua trebuie să arătăm. Adunăm un... nu, scădem un XY. Deci să arătăm că X pătrat minus XY plus Y pătrat este ceva la pătrat. Despre Y îl știu. Putem să facem acolo un pătrat perfect. Unde? Aici? Da. Dacă amplificăm, dacă scădem un XY. Și apoi mai rămâne XY pe ăla de aici. Aha. Tu te gândești că ce-ar fi... Să facă X minus Y la pătrat. Să mai pun un minus XY aici. Da. Să facă cu XY. Și apoi X la pătrat. Să se lopească, da. Da. Hai, merg până ta. Deci egal cu X pătrat minus 2XY plus Y pătrat, da? Și minus plus XY. Plus XY, da? Da. Și egal cu X minus Y. Și aici face egal cu X minus Y totul la pătrat. Plus a la a doua minus plus XY. Da, și acum să înlocuim pe XY. La B, la sucrat. Dar pe X minus Y că l-avem deja. La B. Dar avem XY. X ori Y. Și ne trebuie și X ori Y. Facem, da. Ce facem? Pe X minus Y că îl putem face, că l-avem. Și pe urmă și X ori Y. Da. Și vreau să avem A la 2 minus pe la 2, pe lângă A la 2 minus pe la B. Cum va fi? X ori Y. Hai să facem X ori Y. Așa. X ori Y. X ori Y. Egal cu... A la 2 minus de la 2. A la 2 minus de la 2. Trebuie să scrie. A la 2 minus de la 2. Luăm ușor, da? Pe lângă. A la 2 minus de la 2. Care înseamnă la 4? A la 4 minus 2 A la 3 A B minus B la 2 A la 2. Plus 2 a b la 3. Plus 2 a b la 3. Și pare mi că ăsta e un... Nu știu. Păi avem a la 4 la 3 a la 2 a. Mm-hmm. B la 0 b, dacă b, e cop... b la 2 a b la 3. Deci a la 4 a la 3 a... A la 2 a la 3 a n-avem, ba da avem. Avem a la 3 a... Ca sumă de exponențe este același, dar avem un termen liber. Dar avem B la 4. Și din coeficiențe este mă sunt pe deștept. Și nici coeficiențe nu-s bune. Da. Să vedem ce idee ne vine. X pătrat minus XY plus Y pătrat. Am mers acolo și am avut X minus Y la pătrat plus XY. Acum, e pe X minus Y că l-avem. Ce-ar fi să înlocuim acolo, să facem calculul ăsta, să vedem la ce ajungem? Și acolo Y-ul nu puteam să-l punem până la muncit, A minus B la 2, A minus B la 2? X ori Y, da? X ori Y, da? A la 2, A minus B la 2, X-ul. Și Y-ul, da. Uitați-l la muncit, care a zis, A minus B tot la 2, A minus B la 2. Pe Y-ul avem A minus B tot la 2, A minus B la 2. Nu știu, poate ne ajută mai mult. Bine, era să facem pe X minus Y, nu degeaba pe care îi dă și poate să o reduce, nu? Eu așa cred că e... Meruna, să locuim pe X minus Y cu ăsta, da? Da. Deci egal mai departe cu... Luăm pe X minus Y, zicem A la a doua minus, paratez A minus B, la a doua, totul la a doua. Da, plus, o vedem. Plus... Plus A la 4 minus 2, A, să scriem acolo. Minus B A la 2, plus 2 A B la 3. Da. Da. Îl desfacem atunci cu tot asta la efect. Să-l desfacem aici. Să vedem ce iese. Hai să facem separat.
De ce egală mai departe aici? Plus XY, XY-ul la vrem aici. Asta, da. Lăsăm așa. Lăsăm așa, tot să-l desfacem. Plus A la a doua. Minus B la a doua. Pe lângă A la a doua minus 2AB. A la a doua minus 2AB. Și egal cu A la a patra, minus 2A la a doua. Miruna, hai să-ți ridicăm pe acela pătrași, cum îl ridicăm celelalte. Da. Deci să zicem A la a doua, minus minus A la a doua, plus 2AB, plus B pătrat, minus B pătrat. Ai minus în față. Da, mai minus cu tine. Totul la a doua. Și totul la... Da, uite, că A la a doua minus A la a doua. Bună, e bună treaba. Hai să îndrăznim. Da, stai puțin. Deci, minus A la a doua, minus cu minus fac plus, da, deci... Okay. E B bine? Da. Și plus la a doua. Da. Și plus A pătrat minus B pătrat, pe lângă A pătrat minus B. Și acum A la a doua cu minus A la a doua se reduc. Face 2AB minus B pătrat. 2AB minus B pătrat. Dar vezi că-s trist aici. Aș fi fost încântat să fie A pătrat minus 2AB. Vezi? Aici sunt... Cred că n-am 6 totul la pătrat, nu? Deci egal cu cine acum? Egal cu... 2AB minus B pătrat. 2AB minus B pătrat. La pătrat. 2AB minus B pătrat plus. Plus A pătrat minus B la a doua. Lăsăm așa. A pătrat minus B pătrat. Pe lângă A la a doua minus 2AB. Da. E cam mai departe cu. Aici aș putea să facă un B în factor și aici un A în factor. Și-ar face egal mai departe cu... Dacă scade un B în factor, vine B la pătrat. Pe lângă 2A B. Minus B la păi, 2. B n-am scos, n-am un factor. Și rămâne 2A minus B. Uite aici. Bine. Da? B-ul scos, dar a dus 2A minus B plus A pătrat minus B pătrat. Hai ori să scoate de aici un A. Un A. Da, pe lângă. A minus 2B. Pe lângă A minus 2B. Aici e 2A minus B. Hai să ducem pe amândouă la 2A, acolo sus. Unde se ridicăm aici la pătrat? Acolo sus, da. Până la urmă nu văd altceva, adică stricăm la pătrat, mulțim, asta o avem, da. Și vedem ce o ieși după care. Da. Da? Hai să zicem. Deci egal cu... A la 4 minus... Deci, deci dacă zicem minus ăsta la pătrat... Dar unde aveam noi chestia A la 2 minus A minus B la 2, totul la 2? Acolo. Nu putem să zicem de acolo? Aici? Mm-hmm. Păi da, aici a făcut calcul și-o dat așa ceva. A, bine. Da? Da, cu 4 A la a doua, B la a doua, minus 2... Doi, 4 AB. Minus 4 A, B la a treia. Minus 4 AB la a treia. Plus... B la a patru. Și plus acum, asta am înmulțit o dată aici. Da. A la 4, plus minus A la 2 A la 3 A B, minus 2 A la 3 A B, minus A la 2 A B la 2. Deci minus, plus B la 2 A la 2. Plus B la 2 A la 2. Plus B la 2 A la 2. 2 A B la 3. Și plus 2 A B la 3. Și vreau așa, A la a doua, B la a doua, mai avem o dată. Deci 4 așa de a treia la a doua, B la a doua. Deci 4 la a doua, B la a doua și mai avem un B la a doua, A la a doua, un singur. Și cu 4 fac 5, poate. Păi avem 4, A la a doua, plus B la a doua.
Dar nu era minus acolo? Unde e Miruna? Am greșit. Undeva eu? Nu, cred că eu. Deci acolo m-am scos. Ea la 4, minus 2, ea la 3, așa. E minus B la 2, la 2 acolo. Minus B la 2 ăsta, da? Da, nu, dar ați greșit aștept de sus, sus. Aici? Da, da. Era minus. Minus. Și aici e minus acum, da. Da, și plus, așa, așa, scuze. Și atunci 3 la 2, B la 2. Și-a face 3 la 2, B la 2. Da. 3 la 2, B la 2. Minus 4 plus 2 acolo, că avem minus 4 la B la 3 și mai avem un 2 la B la 3. Și deci avem minus 2. La 3 și cu 2 la B la 3. Minus 2 la B la 3. Minus 2 la B la 3. Haideți să-i tăiem pe acolo din ecuația aia. Ăsta și cu 2 la B la 3 asta, da? Și ce e la 4 la 2 cu... Și cu 4 la 2. Minus B la 2 la 2. Asta. Așa și nu mai rămas asta. Și o scriem pe ăla. Și 2 plus A la 4. Plus A la 4 cu B la 4. Așa. Și minus 2 la 3 la B. Trebuie să arătăm că asta să scrii ca un pătrat de fel. Pătratul în număr natural. Pătratul în număr natural. Deci să fie ceva totul la a doua. Da. Așa. Știe... Cred că este a la a doua plus B la a doua. Dacă am dat un factor acolo pe A și pe B... Uite. Deci să dăm pe A și pe B în factor. Deci, hai să luăm un 2 la 2, B la 2 de aici, și cu A la 4 și cu B la 4, să formăm pătrat perfect. Da? Deci, hai să zicem așa. A la 2 plus A la 4 plus B la 4 plus 2 A la 2, B la 2. Și plus 1 la 2 pe la 2. Plus 2 la 2, 2 a la 2. Eu dacă nu e 2 a la 2 pe la 2. E din 3 am luat un 2 și am luat un 2. Așa. Și ar mai fi acum plus a pătrat de pătrat. Că erau 3. Da. A pătrat de pătrat minus 2a b la 3 și minus 2a la 3b. Da. Minus 2a la 3b și minus 2 ab la 3a. Ab la 3a. Care va face cam mai departe. Aici pot să formez un pătrat perfect. A la 2 plus b la 2a. Totul la 2a. Și acolo am 3 termene. Și aș putea să scot un AB cea mult în factor, Miruna. Haideți. Scoate, nu? Plus AB pe lângă AB minus 2 A la 2 2 A la 2 minus 2 B la 2 la 2. Și hai să scoatem un minus A, B, factor. Un minus din ăștia toți. Bine. Deci chiar un minus 2. Și ar face egal mai departe cu A la 2, plus B la 2, totul la 2, minus A, B. Ai zis că scoatem un 2, nu? Și un 2? Nu, nu mai scoatem și un 2, nu? Deocamdată să-ți lasă așa un minus A, B, pe lângă 2 A, B. 2a pătrat. Plus 2. Plus 2b pătrat. Minus ab. Hai 2a pătrat. Minus ab. Plus 2b pătrat.
Da. Împărțim la 2, frate, să da. Da, ca să avem a la 2 plus, o să avem 2AB pe 2, plus B la 2 și un modul, e o chestie acolo, nu? Păi, profesor, împărțim la 2. Am înțeles tu cum spui, dar eu mă leg de asta, dacă nu mă apropii de asta, ca să scot în gălăză la pătrat, nu mi-e să... Păi de acolo asta e, A la 2 plus B la 2. De acolo asta este. Da? Da. Cum zici tu încă dată? E simplu, dacă împărțim la 2 fracția aia, o să avem așa A la 2 plus AB pe 2 plus B la 2. Împărțim la 2 mai parantezarea. Da, mai parantezarea. Și o să avem AB pe 2 pe lângă A la 2 plus AB pe 2 plus B la 2. E bună. Hai să spun cum altceva. Hai să gândim la un pătrat perfect care să fie A pătrat plus B pătrat prima parte. Da. Și primele două prima parte. Nu asta pe deci, o stricăm pe asta un pic. O refacem aici. Și vezi că avem minus 2A pătrat și 2B pătrat. E 2 pe lângă A pătrat plus B pătrat. Da? Nu, profesor. Dar totuși. Mi-am învârtit un pic, dar hai să continuăm. Deci eu ce sper de la să se lucrăm? Eu vreau să cred că reușim până la urmă să avem un pătrat perfect din mesă, dacă n-am greșit la cap. Dar paranteza aia acolo, dacă am scris eu, v-a ajutat dacă am scris paranteza aia ca la 2 plus pe la 2? Care? Asta? Da. Păi, uite cum îți propun. Tot pe la 2. Să zic așa, 2A pătrat plus 2B pătrat și AB pe lângă toate chestia asta. Da. Și cum minus AB la pătrat. O să vezi acum ce am văzut eu. Să văd, sper că am dreptate. Uite-te. Urmărești, da? Da. Deci vine A pătrat plus B pătrat. La pătrat. Da. Minus. 2 pe lângă A pătrat plus B pătrat ori AB. Că 2. Adică ăsta și ăsta 2. Da. Deci vine minus de 2 ori pe lângă A pătrat plus B pătrat. Ori AB, o știi că era ori AB aici. Da. Ori AB. Și plus minus AB și cu minus AB la mulțit, vine plus AB la pătrat. Deci noi am desfăcut paranteza aia. Așa. Am gândit așa. 2 AB pătrat plus 2 AB pătrat. Și plus AB pătrat acolo. Și plus AB pătrat. Da. AB totul la pătrat. Da. Ia vezi ce șmecherii, uite din gădate. Deci este locul întâi la pătrat. De două ori. Da, și mai un din nou, da. A la 2 plus B la 2 plus AB totul la 2. Este excelent. Dar haideți tot să revenim acolo, la A la 2. Dacă împărțeam la 2, paranteza aia de acolo, paranteza aia. Da, vinea dacă împărțeam, scoate la 2 în față. Așa. Și vinea A pătrat. Plus 2 AB vreau. Nu, AB pe 2 AB. Dacă scoatem un 2 în factor comun, vine AB supra 2. Și cum fac? Vreau neapărat acolo 2AB, că... Dar n-am pus fac. Dacă pui un 2AB, trebuie să fie pe 4. Că el este un AB pe 2 aici. Când scoți pe 2 factor forțat, forțezi aici mâna, nu? Că ăsta are 2, ăsta are 2, dar ăsta n-are. Și atunci vine AB pe 2 aici. Da, dar... Dacă scriem acolo minus AB pe 2, pe lângă da. AB pe 2, că l-am împărțit prin 2 toată chestia aia. AB pe 2 minus AB pe 2? Minus AB pe 2 pe lângă. A la 2 plus AB pe 2 plus 2B la 2. Deci... El zice să împartă asta, da? La 2. Să avem acolo AB pe 2. Păi dacă spui că împarți la 2,
Deci sunt și mulți ajutor aici. Da. Ca să fie... Da. 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 Și ai doi ardei aici. Da, am zis și eu da. Să... Oricum, o las eu ca... Da, mai am finalizat, dar vedem ce... Ce idei ce ai tu acolo să vezi ce vrei să îți las finalizarea aia și ce șterg acum aici, da? Așa, de acolo. Deci, deasupra e totul complet. Bun, deci ați ajuns la asta, ați ajuns la asta și acum vreți să lucrați ceva aici. Bun. Da. Așa. Deci o să spunem în felul următor. Ia, aici sunteți? Da, aici, aici vreau să zic. Deci A pătrat plus B pătrat la pătrat. Da. Da. Și minus 2AB. Sau de la B, B2. De la B, B2. B2. Ori A la a doua plus AB plus... A la a doua, a la doua plus AB B2. Minus. Acolo. Nu știu. A la a doua minus. Minus. Da, minus. Minus AB B2. AB B2 de aici B2. L-ai scos, în față. Păi noi, dacă avem A la 2... Păi dacă este 2 pe 2, n-ai făcut nimic aici. Aici n-ai făcut nimic. Eu vreau să-mi fac panteza tot timpul. 2 la 2 plus AB plus 2 pe la 2 la 2. Să împarți 4 la 2? Da. Mai garantezare. Păi dacă vrei să împarți totul la 2, hai să scriem așa. Minus AB 2 minus AB plus 2 de da. Vrei să zici totul pe 2. Da. Și atunci trebuie să mulțești și cu 2 aici. Da, am pus în față. Da, am pus în față. Da? Bun. Și acum așa, A la 2 plus... 2 să-i distribuim acolo. Da. Da. Și egal cu... A la 2 plus B la 2, totul la 2. A la 2 plus B la 2, totul la 2. Minus 2 AB. Egal. A pătrat. A pătrat. Minus AB pe 2. Da. Plus B pătrat. Așa. Așa. Și A pătrat minus AB pe 2 plus B pătrat, trebuie să scrie ca un binom. A la 2 minus 2, ori... Ăsta ca un binom? Da. Cum să fie ca un binom? N-am un de 2 aici. Îl punem, știți că 2 cu 2 de acolo s-ar reduce. Și punem 4. Mai bine nu mai pun 2 și pun 4. Nu mai poate fi că ai de 2 ori AB și pe 4 aici. Da. Nu mai este A minus B totul la a doua. Nu, dar avem, o să fie A plus, o să fie alt, nu cu 1, știți? Care binom să fie? Aici, tu vezi un binom aici? Da. Nu, e A, B, B, 2, da? Nu poți să vezi. N-ai cum. Dacă vrei prima parte, de două ori prima parte, ori B pe 4. Și aici trebuia să fie B pătrat pe 16. N-ai că trebuie să păstrezi legea. Mă, de două ori prima parte, mulțumesc la a doua, plus partea a doua la pătrat. N-ai. Da? Deci, dacă vrei, eu m-aș fi dus pe ideea ta. După ce am scos un 2 un factor forțat și aici am un 2 la numitor. Da. Desfac, da, asta e un fel de scărpinatul la urechea stângă cu mâna dreaptă. Când am finalizat, adică A pătrat cu B pătrat cu 2 de același factor. Nu sunt mulțit acolo. Da. Deci nu m-ar avea rost să... Adică pur și simplu îndată ce am prins chestia asta, că am avut A pătrat plus B pătrat la pătrat, m-am străduit să desfac paranteza aceea, să am A pătrat plus B pătrat acela, ați văzut cum am gândit. De două ori A pătrat plus B pătrat, ori AB. Da? Și plus AB pătrat, că vine minus AB, minus AB ori minus AB. Și pe aceea plus AB la a doua. Iar aici, de unde apare 2 pe lângă A pătrat plus B pătrat? Că am dat de fapt cum acolo. 2 pe lângă A pătrat plus B pătrat. Ori AB, ori de aici. Da.
Și acum ai construit, să vezi, prima parte la pătura de două, prima parte la două, plus partea de două. Să ai... De-aia de șapte sferme, trebuie să vezi. Deci... Nu, dar nu o să scot inflația din omul ăla, sunt nicio formă. Da, mie mi-a atras atenția următorul lucru. Deci și eu eram într-o regulă, să mai văd că... Când a spus doi ori în față la ABN, nu? Da. Jos acolo. I-a zis, băi, doi și doi. Da, și da, nu strig da. Asta. Exact. Asta nu mai strig. Prima parte așa. Da, prima parte pe da. Și zic, doi și la doua, stop, doi ABN. Pe lângă la doua, plus pe la doua. Îmi întrebea pe lângă ăsta. De doi ori a pătrat, nu de pătrat. Și am avut. Corect, așa, da. Mult de jocuri. Și minus AB face plus AB pătrat, exact ce trebuia partea a doua la pătrat. Deci binomul a apărut, deși eram într-o nebuloasă. Nu vedeam cam să am șanse, dar ceva. Trag aici, trebuie să se întâmple ceva. În final cadre la visul. Spii ceva totul la a doua. Nu? Ca să fie un pătrat perfect. Da. Da, da, avem, da. Vrei să mergem și atunci? Da. Pe Maria ce face? Facem cu noi. Să stau un pic și cu ea de vorbă. Facem sinteză. Da, sinteza o dată. Hai să vedem la sinteză, ori ce am făcut mai aici, ce lucruri am. La sinteză, da. Trebuie formul de capul pe scurt. Da. Formule de calcul prescurtare. Maximul, exact. Minimul, n-am purtat, minimul, dar purtat la care este minim. Maximul, minimul, maximul, am făcut acele reale M, M și P, care astea lucrând expresia aceea. Să găsim bine și pe așa, ca să vedem calitatea aceea. Hai să spun că am și vorbit un pic despre funcții, că mi-a da. Zis că nu... Da, a lăsat cu ETX. Da. Funcții. Cam asta a fost. Ce te zic ăsta de 7? Deci, există tot formul de calcul rezultat. Deci, a fost calculat, genul de formule de calcul rezultat și alea.